Bună seara, domnul Cosmin Gușă. Mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea să avem o discuție liberă aici pe online. Eu la Chișinău, dumneavoastră la București și chiar pornind de la ideea că nu sunt eu un jurnalist și nici nu am avut un careva scop să facem un interviu, bucurându-ne de faptul că ne cunoaștem, propun să avem o discuție cât se poate de liberă. Cafea, eu am deja ceaiul aici, cafea nu mai beau la ora asta. Facem o discuție ca la cafea și eu mulțumesc, Gheorghe Ciocan, pentru invitație. Îmi face plăcere și am și explicat astăzi, am făcut și eu un promo la emisiune pe Facebook și le-am explicat celor din România care nu te cunosc, la Chișinău te cunoaște multă lume, că după părerea mea ești unul dintre cei mai buni specialiști în metodologia și procedurile electorale, ceea ce nu-i puțin lucru pentru că sunt foarte complicate, mai ales acum de când e la modă fraudarea. Și eu care știu ce ai făcut în Republica Moldova, îi invit pe toți cei care nu mă cred să urmărească cum s-a desfășurat numărătoarea și contabilizarea în ziua votului, care în cea mai mare parte este opera ta, pentru că ai condus acolo autoritatea electorală permanentă. Noi n-am avut așa profesioniști buni în România și uite, încep eu ca să mă lași moale cu întrebările, cu o laudă la adresa ta, glumesc. Dar, în primul rând să știi că îmi place că sunt în legătură cu Chișinău, sunt legat de Chișinău. Am mai fost o dată prin 2012-2013, dacă nu mă înșel, dar am stat aproape un an întreg în 2010, la Chișinău, cam 4 zile pe săptămână stăteam. Atunci l-am învățat politică pe Vlad Plahotniuc. Am stat alături de el, aveam și birou comun acolo la el, la companie, aveam un birou luxos și aveam și colțul meu, el colțul lui, dar nu stăteam prea mult la birou. Acolo am cunoscut și pe Dodon. Venea Igor Dodon des în vizită în 2010 la Vlad, la Plahotniuc. Era perioada luminoasă a lui Plahotniuc, mi-a plăcut de el atunci, ne-am înțeles bine timp de 8-9 luni, până când a aranjat el așa în stil ofițeresc să ne certăm și m-am supărat pe el și din momentul ăla n-am mai vrut să comunicăm. Asta cred că se întâmpla exact acum 10 ani, în noiembrie 2010. Uite. Și asta e experiență. A fost o experiență mare, pentru că Vlad Plahotniuc avea aproape toată puterea în mână în momentele alea. Era la nivelul ăla de bătaie cu Vlad Filat, cu celălalt Vlad, da. Care era prim-ministru și care era ajutat de către Florian Coldea și prietenul meu Vasile Dâncu. Îi făceau vizite dese la Chișinău. Îi făcea vizite dese și Dacian Cioloș, care era comisar pe agricultură și era un fel de proiect al Uniunii Europene, Vlad Filat, similar cu Maia Sandu astăzi, dar o să apucăm să vorbim. Și atunci nici Dacian Cioloș nu era atât de francez și nici Vlad Filat nu era atât de pretențios, dar legătura lui era tot la Bruxelles. Dacian Cioloș, repet, venea des și chiar se întâlnea și cu Florian Coldea și cu Vlad Filat acolo la Chișinău, ca să începem cu niște dezvoliri foarte interesante și pentru români și pentru moldoveni. În una din vizitele a domnului Cioloș la Chișinău, am avut ocazia și eu să-l cunosc. Ei, mi-a părut a fi un om foarte cum se cade, un specialist foarte bine pregătit și foarte deschis pentru cooperarea cu Republica Moldova și pentru a deschide cât mai mult Republica Moldova, anume la Bruxelles. Și lucrul ăsta m-a impresionat. A fost un promotor puternic, din punctul meu de vedere. A fost un promotor puternic și, sincer, avea și putere în acel moment. Cel care l-a acomodat cu partea moldovenească a fost, de fapt, cel care era managerul comisariatului, un moldovean, pe numele lui Sorin Moise, care a fost și europarlamentar și care, el era profesionistul de acolo și era foarte aplicat înspre Republica Moldova, pentru că Sorin, din zona Iașului, avea suflet de moldovean și este un tânăr intelectual care astăzi trăiește la Bruxelles, cel mai profesionist europarlamentar pe care l-a avut România vreodată. Lui se datorează și un unionist. Sorin Moisa, un unionist. Lui se datorează practic plecarea lui Cioloș, care era ardelean, către zona asta de Moldova. Și hai să-ți mai dau un detaliu.
pe Cioloș l-a cucerit foarte tare și coniacul moldovenesc. Ceea ce e o calitate, adică coniacul moldovenesc chiar este bun, dar și cramele voastre sunt excepționale. Mi-amintesc cu nostalgie de vizitele mele dese pe acolo, pe la Cricova și pe la aia altă mai veche, cum îi zice? Milești mici. Da. La Milești. Să știți că s-a dezvoltat foarte mult industria vinicului în Republica Moldova și cred eu că un potențial turistic pentru, inclusiv pentru cetățenii de români, este foarte mare în Moldova. Absolut, se poate face turist și atunci se putea, oricum, ce aveți voi acolo, acele două crame, pentru cei care ne urmăresc, ne văd sau ne ascultă în momentul ăsta, poate părea de necrezut să vă închipuiți, dragi telespectatori, că sunt atât de mari încât se poate circula cu autobasculanta pe acolo. Eu de câte ori am intrat cu automobilul, mergi pe o stradă ordinară. Da. Sunt două mini-orașe subterane. 60 de metri să pomă. Da. Deci este ceva senzațional. Vizita acolo este una foarte tonică, pe lângă degustarea de vin, care este excepțională, și colecțiile de vinuri ale unora dintre cei mai importanți oameni din lume încă se păstrează la Cricova sau la Milești Mici. Am făcut odată o petrecere cu a venit Nicolae Bodgros și eram cu Dominique de Villepin, fostul prim-ministru al Franței, pe care l-am adus în campania din 2010, și cu Adrian Severin, cu fostul președinte al OSCE, prietenul meu român, care a venit și el acolo. Și după petrecerea aia, era într-un weekend, și după petrecerea aia, ca să nu spun mai mult, a trebuit să-l duc pe Dominique de Villepin direct la Hotelul Nobil, pentru că așa a fost bine să se odihnească un pic. Da, totuși, astăzi mi-am propus să facem un schimb de opinii legat de cele trei alegeri. Deci alegerile din SUA, alegerile din Republica Moldova și alegerile din România. Le-am indicat într-o ordine consecutivă, dar sigur că putem discuta și despre fiecare cu în parte. Cum s-a văzut la București campania electorală și practic alegerile în Republica Moldova, alegerile prezidențiale? Pentru că cum s-au văzut de aici, de pe loc, le-am văzut, le-am simțit și eu, le-am analizat zilnic, dar chiar mi este interesantă opinia, o a treia opinie, să zic, opinia unei persoane care din afară a văzut proces. De data asta, alegerile de la Chișinău n-au mai fost urmărite la București, din punct de vedere public. A fost mai multă liniște decât analiză, dar atenția a fost. Adică fiecare dintre actorii politici sau actorii mediatici au fost atenți la alegerile din Moldova, dar așa ca la un semn, nimeni n-a mai discutat despre asta de la președintele țării în jos. Dacă cei care ne privesc își aduc aminte, înainte când erau alegeri în Republica Moldova, de la primari sau președinți de consilii județene din județele Moldovei, de dincoace de Prut, de la noi, până la președinți de țară, ca să mă refer la Băsescu sau chiar la Iohannis, la precedentele alegeri, toată lumea comenta, discuta înainte de turul 1, între turul 1 și turul 2. Acum nu s-a mai întâmplat în acest fel. L-am văzut pe Mihai Chirică, destul de activ pe Facebook. Pe Mihai Chirică. Da, Mihai Chirică are de întreținut acolo o comunitate moldovenească, o comunitate care pentru el este și utilă din punct de vedere electoral în România și nu avea cum să nu fie activ, Mihai. El a fost la fiecare alegeri. În general, din câte am văzut, cei din Iași, moldovenii care sunt în Iași să muncească sau să studieze, îl votează pe Mihai Chirică și cred că el a avut un interes electoral să-i țină cuplaț. Dar în mod evident că Iașu și Vasluiu și alte orașe apropiate de graniță s-au cuplat. Eu vorbesc despre personalitățile din politică sau mass media românească care nu s-au cuplat. Da. Adică așa s-au văzut, au fost comentate foarte, foarte puțin. Nu știu dacă alături de mine mai pot să enumăr pe cineva
care înainte să discute, Iulian Chifu a mai zis câte ceva din când în când, dar tot fără să deranjeze. Este foarte aproape de Chișinău, domnule. El este foarte aproape și cunoaște, a lucrat mult la Chișinău, deci n-a fost atenție. Din nefericire, campania era previzibilă, cu toții știam că va fi o finală Dodon-Maia Sandu. S-a indus așa o părere ultimii vreun an, un an jumate, toate sondajele arătau exact acest lucru, da. Și apropo, a fost temă de campanie, unii concurenți au atacat opinia, da, pentru că într-un mod ori altul s-a pregătit opinia publică numai pentru acest scenariu. Liberalii, ca să o luăm așa în ordine politică, nu s-au implicat prea tare pentru că, mă rog, candidatul lor tradițional, Andrei Năstase, era clar că n-are șanse să intre în turul 2 și mai mult o încurca pe Maia Sandu. Atunci liberalii l-au părăsit pe Andrei Năstase prin tăcere și n-au susținut-o prea zgomotos pe Maia Sandu. PSD-iștii, care în mod tradițional trebuia să colaboreze cu PDM-ul a lui Pavel și Candu, ca să fim corecți, acolo sunt două personalități în fruntea partidului după plecarea lui Plahotniuc, neavând candidat Partidul Democrat din Moldova, nici și PSD-ul n-a trebuit să fie activ, pentru că dacă era activ, avea o problemă. Foarte mult se discută în România despre legăturile PSD-ului din vremea lui Ponta cu PDM-ul lui Vlad Plahotniuc și se discută nu doar de contacte politice, ci și de afaceri realizate nu în Republica Moldova, ci în Turcia sau în alte zone. Și atunci pentru PSD era o postură destul de incomodă să intre în această campanie. Practic PSD-ul nu a avut pe cine să susțină pentru că Partidul Democrat nu a avut, candidat. Deci cam asta a fost treaba și era, practic, pentru analiștii care nu cunosc în detaliu viața politică de la Chișinău și interacțiunea reală pe cele trei direcții, Chișinău-Moscova, Chișinău-București, Chișinău-Bruxelles, ca să mă refer doar la Europa, cei care nu cunosc bine interacțiunea, foarte greu pot să ajungă la niște concluzii corecte. Și atunci marea majoritate riscau să aibă concluzii incorecte sau teleghidate de genul Igor Dodon este candidatul lui Putin. Maia Sandu este candidatul, dacă nu al Statelor Unite ale Americii, candidatul Unionii sau al Bucureștiului. Fel de prostioare, aberații care nu sunt corecte pentru un observator atent, dar din nefericire unii, deși știu că nu ăsta este adevărul, îl propagă, alții chiar nu pot să cunoască acest adevăr pentru că nu este pentru oricine. Pentru mine, spre exemplu, a fost extrem de clar că Vladimir Putin nu va mai susține deloc pe Igor Dodon. Am citit, apropo, într-o postare de-a dumneavoastră această idee, că, da, este un punct de vedere. Pentru că n-a existat expunere negativă mai mare vreodată a lui Putin decât aceea a momentului în care un președinte de țară în funcție, atunci în persoana lui Igor Dodon, îl pomenea pe președintele Federației Ruse ca făcând aranjamente în justiție pentru un om de afaceri, de față cu acel om de afaceri, în schimb unor finanțări. Deci aia, eu mi-am dat seama încă de atunci, cunoscând foarte bine cum acționează Putin, că nu va mai fi nicio șansă de conciliere în timp între Igor Dodon și Vladimir Putin și cum de altfel nici n-a fost, pentru că pentru mine a fost evident că Federația Rusă și Putin n-au apăsat pe accelerație în a-l sprijini pe Dodon. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, multe alte lucruri le-am fi văzut în această campanie electorală și, în orice caz, spre exemplu, Renato Usatăi nu ar fi fost atât de anti-Dodon în această campanie. Dacă vrei să comentăm în campanie, pot să spun că am văzut această strategie a lui Dodon, a lui Usatăi, de a incompatibiliza cât se poate de mult electoratul lui cu electoratul lui Igor Dodon, pentru ca în turul 2
în niciun caz cei care îl votează pe Usatăi să nu se mai ducă să-l voteze pe Dodon. Eu mă ocup de chestiile astea de mult timp, de campanii electorale, folosesc și eu asemenea proceduri și la fel aș fi sfătuit pe Dodon dacă aș fi vrut să o sprijin indirect pe Maia Sandu, pentru că la fel cum politicienii români au recunoscut după alegeri, fără sprijinul lui Renato Usatăi, și a fost o voce oficială chiar din partea puterii, o voce din partea lui Iohannis, a lui Rareș Bogdan. Asta vreau să zic, Bogdan Rareș, l-am auzit și eu. Care a și spus, dom'le, fără Renato Usatăi nu ieșea atât de simplu sau nu ieșea Maia Sandu. Rareș nu este un foarte bun cunoscător al politicii de la Chișinău, dar... De ce a făcut aceste declarații? Pentru că multă lume în Chișinău a rămas un pic bulversată. Oamenii cu care am discutat, eu... Nu că nu le-a plăcut, i-a luat prin surprindere. Nu pot să zic că nu le-a plăcut, ori le-a plăcut, dar a fost o declarație surprinzătoare, mai ales nu un simplu deputat în Parlamentul European, ori un ziarist. Și este vorba de prim vicepreședinte a Partidului Național Liberal la guvernare. Liderul grupului de europarlamentari români în Parlamentul... Este o poziție aproape oficială, hai să spun. Este o poziție quasi-oficială, putem să spunem exact cum zici tu. Probabil că și Rareș a vrut să semnalizeze că fără voința rușilor, Maia Sandu nu ar fi putut să ajungă președinte al Moldovei, pentru că asta cred că s-a înțeles acolo. Ce servește așa o atitudine României, de exemplu? De ce ar trebui România să scoate în evidență anume detalii de acest gen? Nu, pentru mine nu sunt clare și, pe de altă parte, nu înțeleg de ce atât de mult a fost luat în brațe un partid care până ieri era un partid deschis pro-rus. Acum s-a mutat în campania aceasta prezidențială, partidul cu denumirea Partidul Nostru a fost mutat de către liderul său, Renato Usatăi, probabil sfătuit de consilierii săi, l-au mutat spre centru, mai pe dreapta un pic. Și acum, când PSRM-ul a pierdut o piesă de putere, cum ar fi oficiul președintelui, cred eu că acest partid iar va fi mutat înapoi pe stânga să mai canibalizeze din PSRM. Dar nu e poziția României. Eu sunt de acord. Totuși, ca să-ți dau un răspuns legat de Rareș Bogdan, și el este un răspuns serios, dacă ai o să te facă să zâmbești. Hai să spunem că Rareș Bogdan a dorit să îi facă un compliment prietenei lui foarte bune, care este sora lui Renato Usatăi, pe care Rareș o cunoaște de mult timp și se vizitează des între familii, mă refer la celebra Veronica Schmidt, care este o persoană foarte importantă, dar care nu mai trăiește, după știința mea, la București de vreo 2 ani de zile, trăiește la Viena, chiar are copii la școala americană. Bine, dar vreți să mă aduceți la idee că totuși a fost o opinie mai personală a lui Rareș. A fost o opinie pe care eu puteam să mi-o permit ca analist și consultant. Din punctul lui de vedere de oficial al Partidului Național Liberal și de un soi de portavoce în plan european al lui Iohannis, a fost o postură extrem de riscantă, care nu se practică. Dacă vrei să o taxăm ca pe o greșeală, da, cred că este o greșeală, pentru că oricum relațiile sunt și au devenit, din păcate, extrem de fluide și au pierdut consistența relațiile politice, nu relațiile interpersonale. Uite, noi o ducem foarte bine împreună, am mulți prieteni la Chișinău, în afara ta, nu există probleme în relaționarea dintre români și moldoveni, absolut niciuna. Eu sunt președinte și la Federația de Judo, îi chem de câteva ori pe an pe cei din Republica Moldova să se antreneze cu judocanii mei, stăm împreună pe la competițiile internaționale mereu, eu, atleții sau sportivii moldoveni iau tot timpul sub protecție. Dar în plan politic, Iurie, să știi că relațiile nu prea mai există. Bună oară, l-ascultam pe un jurnalist, am uitat cum îl cheamă, dar o să-mi amintesc, ieri în emisiunea lui Cornel Nistorescu de la Gold FM, în care jurnalistul din Chișinău vorbea, spre exemplu, de o întâlnire anul trecut care ar fi fost provocată din inițiativă românească. Ea n-a mai avut loc întâlnirea, să nu cumva să dăm vreun breaking news, dar autoritățile din România
forțau o întâlnire la Odessa între Maia Sandu și Vlad Plahotniuc. Jurnalistul ăsta, Bogdan și mai nu știu cum, ar avea niște argumente, aici care și niște dovezi. N-am apucat să vorbesc cu Nistorescu, dar am ascultat emisiunea ieri cu multă atenție, așa că dacă asemenea aberații se puteau întâmpla, că asta este o aberație. Ia, da, eu tot. Cum să vrei să o duci pe Maia Sandu în gura tigrului? Adică eu care mă consider tigru la rândul meu, de-abia îi făceam față lui Vlad Plahotniuc și ne băteam parte în parte, dar minte pe o persoană totuși fragilă, o doamnă, nu? Să o duci față în față cu tigru e complicat, că nu se poate apăra în fața tigrului. O haț, așa, haț? Eu cred că noi trăim într-o epocă, cum cred mai multe lume deja a numit epoca noastră, epoca post-adevăr, unde fake news-ul își face mendrele după cum vrea el. Eu o să verific, eu, să știi că eu pot să verific și îți promit că toți eu o să-ți dau această veste, o să verific dacă a existat intenție din partea autorităților românești, nu putea să fie decât un singur serviciu secret din România care să aibă asemenea intenție și dacă este fake news, o să fie un fake news, o să spunem ca atare. Dacă în schimb este adevărat, tot uite aici la privesc, o să afle lumea. Mulțumesc. Dar știți ce vreau să vă mai întreb? Cum credeți acum, care pot fi evoluțiile imediate, să spunem, în câteva luni următoarele după intrarea în funcția președintei Maia Sandu? Pentru că oricum, noi toți cei din Republica Moldova sperăm și ne dorim o relație foarte bună cu vecinii noștri, cu România în primul rând, evident, pentru că nu ar trebui să existe careva disensiuni, indiferent de guvernarea care este la Chișinău, dar am văzut 4 ani de zile un suspans. Acum, cum credeți? Cât de repede se va mișca acest motor? Iurie, dragă, există lucruri care ne apropie din punct de vedere geopolitic, altele care ne separă. Și nu este vorba doar de Prut, dar este vorba de simbolistica Prutului. Noi suntem o graniță a NATO și a Uniunii Europene care ne mișcăm sub coordonare americano-germană, care a devenit germano-americană în ultimii 2 ani de zile, în sensul că Germania are o mai multă autoritate decât Statele Unite astăzi în România când vorbim. Îmi pare firesc, pornind de la realitățile zilei. Sigur. Șefii informale a Uniunii Europene, președinte Neam și așa mai departe. Economicul care dictează. Voi, pe de altă parte, de cealaltă parte a Prutului, sunteți granița vestică a post-sovietismului și, dacă vrei, a lumii de tip eurasiatic. Noi suntem granița lumii de tip euroatlantic, voi sunteți granița lumii de tip eurasiatic. Mie mi-ar plăcea să știu că această graniță merge pe Nistru, cel puțin. Și eu sunt unionist, dar ascultă-mă, deci la un moment dat o să-ți și povestesc, că mai vii în România des, dar o să povestești la televizor. Eu am început aceste demersuri de unire, și spun doar fraza asta, în 2001, când eram secretar general la PSD, da. Și am realizat prima vizită a mea la Moscova, dar am făcut un stop de 2 zile, în care am avut întâlniri oficiale cu toți oficialii voștri, la Chișinău, și m-am dus la Moscova direct, pentru că eu am înțeles un lucru. Unirea dintre România și Moldova nu putea să fie decisă decât la Moscova cu blagoslovirea Washingtonului. Cum eu stăteam bine la Washington și aveam relații, pentru că am făcut școală acolo, mult timp am fost, până când să fiu considerat spion KGB, am fost considerat spion CIA. Pentru că așa e în România. Spun câte o ștampilă ăștia pe frunte, bam, ești spion. Prima dată am fost spion CIA. După aia am fost spion KGB, după aia am fost și spion francez pentru că am făcut ENA, Ecole Nationale d'Administration. Da, și au zis, dom'le, te-au luat francezii să te recruteze. Dar lăsând gluma la o parte, deci eu, la prima mea vizită, am discutat posibilitatea unirii, atenție, cu domnul Popov, care atunci era președintele Edințvo, primul partid al lui Putin, că așa se numea Unitatea la început. Dar era primar de Moscova. Fusese primar de Moscova înainte Popov și... Da? N-am urmărit. Ex-primar de Moscova, da. Da. Gavrilă îi spunea, dacă nu greșesc. El era șeful partidului, de fapt Putin era șeful partidului, dar era la Kremlin deja.
dar cu el am discutat și a fost o chestie pe care ei au început să o studieze. Eu, deși eram foarte tânăr, am realizat că nu putem să ne jucăm cu chestia asta și doar dacă Federația Rusă ar dori un proiect unionist care se baza inclusiv pe o rezoluție a Congresului American din 1990, care viza unirea dintre România și Republica Moldova ca proiect geopolitic, rezoluție care încă este în vigoare, așa am fi putut. Acum închid paranteza cu unionismul. Deci, ce ne apropie pe noi din punct de vedere geopolitic este partea cu Europa, care înseamnă Germania, avem același șef. Și România are șef Germania, și voi aveți șef Germania. Ce ne separă, deocamdată, este atlantismul, respectiv asiatismul, care la noi înseamnă o dublă comandă alături de Germania din partea Statelor Unite, ca să mă exprim foarte frust, iar la voi înseamnă nu neapărat o comandă intrinsecă, dar înseamnă o foarte mare influență a Rusiei și un spațiu nu doar geopolitic, dar și din punct de vedere cultural, care, eu o să spun un lucru, este și o chestie plăcută. Deci, aerul ăsta româno-europeano-rusesc al Chișinăului are un farmec extraordinar. Deci, pentru cei care, îți dai seama, dacă eu am stat aproape un an de zile în Chișinău, știu acolo fiecare muzeu, fiecare restaurant, fiecare parc, fiecare alee, le știu pe de rost, mai ales că și alergam în fiecare dimineață. În paranteze, când Filat și-a pus gând rău cu mine, m-am trezit că alergam, dar mai alergau câțiva bodyguards de-a lui Plahotniuc, pe la câteva sute de metri distanță și n-am știut ce s-a întâmplat. Și m-am întors la ei să plece. Ea nu vreau să plece, știi? Zic, ce mă urmăriți, mă? Cine sunteți voi? Dar nici nu mi-au spus că s-a lui Plahotniuc, că de fapt mă apărau. Și i-am povestit seara lui Plahotniuc, zic, uite bă, ce am pățit azi dimineață. Alergam pe stradă și niște gorile de-astea după mine, dar nu vreau, nu. Păi zice, am uitat să spun, i-am pus eu. Păi zic, de ce i-ai pus, mă, să mă, mie nu-mi place așa, eu nu sunt cu bodyguards, cu de-astea. Zice, Cosmin, am avut o informație că Filat ăsta ți-a pus gând rău și zice, joaspetele meu, nu pot să-mi permit să pățesc ceva. Și, mă rog, în final am anulat treaba asta dimineață, pentru că Vlad Filat avea un consilier care lucrase cu mine înainte, un băiat excepțional, un român care a fost secretar de stat în guvernul de Năstase, Dani Divirician, și m-am întâlnit cu Dani și am spus, bă, zic, ăla-i tâmpit, prim-ministru vostru, zic, îmi face amenințări de la distanță. N-a zis nici da, nici nu. Dani, cert este că s-a rezolvat problema și n-au mai fost așa zisele amenințări la adresa mea. Deci, asta ne desparte, asta ne unește. Ne unește Germania, ne desparte pe moment această relație antagonică între Statele Unite și Rusia. Un lucru interesant care tot la fel mă frământă este procentele, ori numărul de voturi obținute de către candidații unioniști în Republica Moldova în prezidențial, în primul tur. Deci, pornind de la faptul că oricare sondaje ar fi prezentate, deci arată un scor între 20 și 30% pentru curentul unionist dintre alegători și respectiv 3% în alegeri în primul tur. Ce face România cu asta? Cum primește așa o noutate? Este o noutate extrem de negativă, rușinoasă pentru noi, care înseamnă că România nu s-a implicat să susțină, cum face Ungaria, spre exemplu, în interiorul României, ca să dau doar un singur exemplu, dar și în interiorul Croației și în alte locuri, să susțină mișcări care, spre exemplu, din punct de vedere al Ungariei, nu sunt unioniste, că Ungaria e mult mai mică decât România și nu există posibilități. Și Transilvania e mai mare decât Ungaria, la urmă urmei. Dar sprijină mișcările care sunt filomaghiare, ca să spunem așa. România n-a mai făcut lucrul ăsta cu mișcările politice, iar simplele declarații ale lui Traian Băsescu n-au mai fost nici credibile și nici suficiente. Eu mă așteptam la o strategie mai apăsată din partea lui Eugen Tomac, care este un tânăr lider politic, excepțional cunoscător al politicii de la Chișinău, dar nici el nu s-a preocupat, semn că acolo în PMP ceva s-a defectat.
Și dacă ne-am uitat, au fost doi candidați legați de Băsescu. Un candidat a fost al Punului și altul a fost Finu, nu? Fostul primar al Chișinăului, Chirtoacă. Iar amândoi au obținut un rezultat care nu e rușinos pentru noi, e rușinos pentru ideea de unire, care nu este atât de slab reprezentată. E, și acum vin cu răspunsul. Pentru ca să reușească un candidat unionist un scor mai mare, el trebuie să fie mult mai credibil, mult mai dotat din punct de vedere profesional, să vină cu proiecte ale mileniului 3, să nu vină cu proiecte din secolul trecut în care punem doar limba și cultura la un loc și vrem să ne unim. Nu. El trebuie să vină cu proiecte concrete de tip infrastructură economică, infrastructură relațională, viață mai bună, convergență. Ăsta era conceptul pe care eu l-am promovat în 2010 și eu am pus ca, de fapt, din 2005 am început să-l promovez. Eticheta proiectului de unire între România și Moldova era convergență. Convergența Moldovei către Europa prin România și convergența României către Eurasia prin Moldova. Pentru că, la un moment dat, Europa asta, Uniunea Europene, va deveni o Europa mare. Asta este credința mea și eu operez cu ideea asta de vreo 20 de ani. Pentru că nu se poate altfel. Va deveni un spațiu comun al tuturor până la Ural. Azerbaidjanul va deveni o graniță a actualei Uniunii Europene. N-am nicio îndoială că se va întâmpla acest lucru. Și atunci România va veni într-un fel de centru european în acel moment. Și bineînțeles că trebuie să poată să facă pași și înspre Est. Iar cel mai bun ghid al nostru nu poate să fie decât Moldova. Eu, spre exemplu, am posibilitatea să te duc pe tine către vest prin școala pe care am făcut-o. Dar tu ai posibilitatea să mă duci pe mine către Est, să înțeleg mai bine spiritualitatea de după Nistru, călcând prin Ucraina și apoi prin Rusia sau spațiul post-sovietic. Deci, România plus Moldova poate să fie un proiect de mare forță, poate să fie un proiect care ne ridică tuturor nivelul de trai într-o lume extrem de fluidă și, atenție, în zona cea mai agitată și influentă din punct de vedere geopolitic a Europei și a lumii. De ce spun a lumii? Pentru că o să se vadă în foarte scurt timp că inițiativele principalelor forțe geopolitice, și numesc aici Statele Unite, China, Rusia, dar și Germania, se concentrează în spațiul postcomunist și postsovietic. Nu doar pentru că drumul mătăsii, One Belt, One Road, are cele mai importante proiecte de infrastructură în această zonă și în vecinătăți. Vorbim de Grecia și Italia ca vecinătăți, dar aici, dacă o să te uiți atent, din Bulgaria până în statele foste Iugoslavii, mergând apoi în Ungaria și urmează și Polonia la rând, chinezii au o deversare pur și simplu de fonduri, de bani și de investiții. Multe dintre ele și le-au blocat pentru că n-a fost de acord Rusia cu mare parte din cele care vizau proiecte energetice, atenție, sau mediatice, atenție. Dar ei vor merge într-o înțelegere de tip eurasiatic pe care au negociat-o conform protocoalelor organizației de la Shanghai, pe care organizație, de fapt, China și Rusia o conduc împreună și care organizație, Iuri, astăzi, să știi, este mult mai puternică și mai agregată decât NATO. NATO a devenit o formă fără conținut, în schimb, organizația de la Shanghai este în plină putere și expansiune, lucru cu care, uite, în România nu se operează. Voi discutați mai mult la Chișinău despre aceste lucruri, dar la noi în România se merge pe ideea cu NATO, cu prietenul meu, Joana, care e adjunct acolo, dar, de fapt, ei nu-și dau seama că șefii NATO, fără forța Statelor Unite, de fapt, ascult creioane. Iar Statele Unite și-au luat pe cont propriu aceste inițiative. Bun, și acum cu o eventuală schimbare la Casa Albă, cum credeți, se va menține politica promovată de Trump în acest sens, ori totuși se va reveni la ceea ce făcea Obama, când era omniprezent pe Statele Unite în toate aceste procese și își mai asuma și o parte din finanțare, o parte majoră din finanțare? E foarte greu pentru Statele Unite
să se mai întoarcă la perioada dinainte, pentru că americanii și-au dat seama că le merge bine pe strategia Trump. Această strategie de a pune capitalul american pe primul loc, de a încerca crearea de locuri de muncă în Statele Unite, nu externalizarea forței de muncă pe linia America, pe linia China-Corea de Sud, așa cum s-a făcut, le-au adus beneficii și astăzi, dacă te uiți, în ciuda pandemiei, Statele Unite au înregistrat cea mai importantă creștere și revenire chiar în timpul pandemiei, iar înainte de pandemie, pur și simplu, economia duduia, pentru simplu motiv că au pragmatizat foarte mult relațiile geopolitice și au pus America pe primul plan, inclusiv organizarea NATO, de aici a intrat în conflict cu Germania Donald Trump, cu Angela Merkel, inclusiv relația cu NATO au pragmatizat-o, punându-i pe cei din NATO să cotizeze. Deci din buget, da, pentru mantenanța securității. Firesc, pentru că nu poți să stai să fii apărat pe banii americani, pentru că într-un fel sau altul asta viciază procesul de negociere, pentru că americanul zice, băi, eu ți-am dat bandă în armare, tu dă-mi autostrada să o facă gratis, autostrada Transilvania, Bechtel sau altceva. În acest spațiu, indiferent cine va ieși, Statele Unite nu vor mai acționa la fel, pentru că nici nu mai pot să se ia la concurs cu China din punct de vedere economic și nici cu Rusia din punct de vedere geopolitic. Rusia a făcut pași importanți, este principalul profitor geopolitic, în sens pozitiv, nu în sens negativ, al perioadei de pandemie. Felul în care acționează în Europa împreună cu Germania a devenit vizibil și foarte eficient pentru Rusia. Felul în care acționează alături de China în spațiul asiatic, de asemenea, este unul foarte profitabil din punct de vedere economic. Deci, Rusia a jucat la două capete est-vest, China-Germania, a stat în mijloc și, practic, ea este negociatorul între cele două motoare economice, pentru că China este motorul economic al lumii, în general, de tip eurasiatic, iar Germania este motorul economic al Europei. Da, pe această retragere a Statelor Unite. Și atunci Putin, practic, a jucat în mijloc, a arbitrat diverse cuceriri de piețe, a preferat să lase China să cucerească mai mult piețele din Africa, a ghidat și a ajutat Germania ca să cucerească piețele din Orientul Mijlociu și bazinul mediteranean, plus piețele din zona europeană. Practic, atât Moldova cât și România au fost cucerite într-un fel sau altul, sau urmează să fie cucerite de către nemți, tocmai prin această cedare a Rusiei, care este interesată doar de megaproiectele energetice, de unde câștigă bani mulți, lăsând proiectele comerciale în mâna Germaniei. Și eu spun că dezvoltarea economică a Moldovei va fi cu motor de Mercedes sau de Audi, dacă este să vorbim despre originea, dacă este să vorbim despre originea motorului, niciun caz nu va fi un motor american, că n-au treabă americani în zona asta. Chiar ascendența Maia Sandu, ca să venim la concluzie, și protecția ei este de la Berlin, are o relație excepțională cu Angela Merkel. Și cei care sunt acomodați cu politica din Germania, și eu sunt bine acomodat, cunosc acest lucru. Deci, dacă ce urmează la Chișinău, că m-ai întrebat, urmează o perioadă agitată în care Maia Sandu trebuie să fie sprijinită să-și realizeze cât de cât o colaborare cu majoritatea care să implementeze niște proiecte de ale ei în calitate de președinte. Iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, se vor găsi proceduri pentru forțarea unor alegeri anticipate. Clar. Pentru mine, apropo, a rămas neexplicată, dacă tot am vorbit anterior mai mult de accente geopolitice, a rămas neexplicat editorialul doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă în Jerusalem Post. Deci acolo Dumnezeu a făcut referințe clare la situația legată de rol Rusiei în regiune. Și dumneavoastră, cum ați văzut acest lucru? Pentru că eu, de exemplu, am rămas surprins când a apărut în spațiu mediatic acest editorial, l-am citit atent, totuși e vorba de un fost prim-ministru al României, dar detaliile care s-au scris acolo nu au fost întocmai
potrivit poziției României vociferate la nivel oficial? Nu știu cine a scris editorialul al lui Viorica Dăncilă. Asta e altă întrebare, da. Dar chiar n-am aflat, uite, m-ai provocat. Am vrut atunci să aflu, dar nu să ne după emisiunea aflu în 5 minute cine a scris editorialul. Vezi, depinde cum spui aceste lucruri și cine le spune. Dacă le spunea un politician mai solid, abar n-am, de tipul Ponta, Tăricianu, da, un Băsescu chiar, mai ales Băsescu sau Tomac, atunci lumea ar fi stat să analizeze, adică să se întrebe, dom'le, ce vrea Iurie Ciocan să spună de fapt când spune asta? Adică hai să ne gândim curioși. Așa a rămas ideea de ștampilă, pentru că nimeni, toată lumea a rămas intrigată de ce își permite Viorica Dăncilă să facă niște afirmații pe care nu le argumentează suficient. A discutat despre Rusia și importanța Rusiei în regiune este la latitudinea unor lideri politici inteligenți care știu să înceapă și să și termine o asemenea teorie în așa fel încât să nu contrarieze și să nu creeze impresii false. Eu am văzut mesajul Vioricăi Dăncilă pur și simplu ca o băgare în seamă. Ea n-a mai fost, să spunem, articulată din partea nimănui de pe aici, de pe la noi, sau dezavoată, pentru că n-au mai vrut să o bage în seamă cei din PSD ca să nu-și creeze o problemă. Iar Iohannis oricum nu comentează, n-ai văzut că n-a comentat nici ce a zis Rareș Bogdan, dar mi-e să comenteze ce a zis Dăncilă. Eu sunt dispus pentru dialoguri viitoare despre adevăratul rol al Rusiei. Nu sunt dispus însă să accept nici din punct de vedere intelectual, dar minte al infrastructurii, interferența unor oameni politici de calibru mic al Vioricăi Dăncilă în această discuție, pentru că este una foarte importantă și chiar mai importantă pentru Moldova decât pentru România aici. Nu poți să riști în acest spațiu să faci afirmații care costă. Noi știm cât de sensibilă este Moscova la orice gen de comentarii venite mai ales de la Chișinău, dar și de la București, numai că nu arată. Și atunci fiecare trebuie să-și măsoare bine cuvintele atunci când intră în interacțiune cu diplomația de la Moscova. Da, voi știți bine asta. Acum, știți ce aș spera eu, așa ca și concluzia apropo de ce va urma? Eu aș spera ca Maia Sandu să fie măcar în stare să mai calmeze și să dea mai mult conținut dezbaterii din mass media moldovenească, pentru că atâta bârfă și atâtea comentarii și atâtea lucruri ne la locul lor care nu sunt bune pentru o țară care trebuie să pună pe primul plan dezvoltarea. Moldova este o țară frumoasă, cu un potențial geopolitic extraordinar și cu un potențial agricol care se poate dezvolta foarte rapid, repet, cu motorizare germană. Maia Sandu măcar atât ar putea să facă, să convingă patronatul din mass media că este nevoie de un alt fel de abordare. Asta ar putea să facă cu siguranță, care nu înseamnă să dispară critica, dar critica să fie argumentată. Nu să fie bazată, măi, o stracție, o înjurătură, pentru că am auzit că ai zis ceva alaltă, iar pe nu știu ce post. Nu așa merge. Adică asta cred că ar fi foarte important pentru calmarea societății moldovenești, care a fost foarte divizată. Dacă Maia Sandu ar putea să aducă pacea din acest punct de vedere, asta ar fi un prim mare câștig pentru voi, pentru frații noștri moldoveni. Nu o să zic că cine știe ce secrete, dar în Republica Moldova presa, în mare sa parte, totuși are în spate patroni politici. Și lucrul ăsta nu cred că îi va reușe atât de ușor. La sigur ar trebui să tenteze să facă. Să-și propună măcar. Exact. Adică acest spirit de pace al ei, de femeie, ajuns aproape la 50 de ani cu experiență politică, ea nu este vreo domnișoară în continuare, ea este totuși un om matur, care se laudă cu studiile ei, care a văzut cum se administrează presa și în Europa, dar și în Statele Unite.
Asta ar fi un proiect de președinte să calmeze și să genereze o dezbatere publică mai constructivă, mai consolidată, care, Iurie, ar fi ca un fel de pansament pentru cei din Republica Moldova. Eu știu bine cât se frământă lumea acolo și cât de supărați sunt pentru certurile zilnice din mass media, pentru viața lor, care e mai dură decât în România. Românii care ne privesc nu știu că totuși n-au o viață mult mai grea cei din Republica Moldova, dar totuși veniturile sunt mult mai mici, posibilitățile sunt mai mici, viața la țară în Republica Moldova este în continuare înglodată în destul de multă sărăcie, deci e timpul construcției și Maia Sandu ar putea măcar acest lucru să-l genereze, să înceapă cu proiecte de tip constructiv. Dacă începe cu învrăjbiri, ceea ce nu prea îi se potrivește, că am văzut așa, e destul de... Să vedem ce sfătuitor va avea. Ea este destul de pacifistă, într-un fel, adică nu-i vreun Andrei Năstase, ca să facem o comparație. Să nu uităm că trăim într-o republică cu un regim parlamentar de guvernare și, respectiv, probabil ar trebui să aibă grijă să-și consolideze și o majoritate în Parlament, care ar putea genera un guvern pentru a implementa toate cele ce ați spus dumneavoastră. Pentru că altfel, președintele, fără o susținere parlamentară și fără prezența în guvern, a unei forțe politice care ar susține politica promovată de președinte, nu prea are șansă să reușească. Nici o șansă nu are. Acest lucru poate să realizeze în două feluri. În structura Parlamentului actual poate să realizeze asta, dar numai cu sprijinul axei Moscova-Berlin, fără implicarea ruso-germană, care să o ajute să-și facă o majoritate, nu va reuși în niciun caz. Pe român n-are cum să baza, că noi n-avem influență în Parlamentul de la Chișinău, am dovedit-o. Sau prin alegeri anticipate, care de asemenea nu pot să fie generate decât ca urmare a unei înțelegeri ruso-germane. Îmi pare rău că spun acest lucru, dar asta este realitatea. Foarte mulți visează că țările astea mici sau mijlocii mai au autonomie. Nu mai au autonomie. Toate sunt analizate și fișate ca niște piețe de unde se poate câștiga influență sau bani sau infrastructură. Și atunci fiecare țară din spațiul post-sovietic sau post-comunist trece practic printr-un asemenea tratament. Singura țară care a scăpat de așa ceva și a doua este pe cale să scape este Polonia, respectiv Ungaria. În afară de astea două țări, nicio țară din spațiul post-comunist nu a scăpat de tutelă. Polonia a scăpat de tutelă și Ungaria aproape a scăpat. Eu exact această temă legată de Polonia și Ungaria o urmăresc săptămâna aceasta în Parlamentul European, cum merge aprobarea bugetului pe o perioadă de următorii 6 ani. Da, și am văzut poziția Poloniei, poziția Ungariei, care nu acceptă finanțări pe criterii politice, pe evaluări politice externe. Eu, uite, am uitat să spun ceva. Eu vreau să te felicit pe tine și pe asociații tăi pentru treaba asta pe care ați făcut-o. Eu acum 10 ani, când am fost la Chișinău și am văzut proiectul ăsta, că era în picioare și acum 10 ani. Din 2009. Ai văzut? Eu l-am văzut în anul 2, dar pentru mine era ceva senzațional. Îți dai seama, se presupunea că vin de la București unde treburile sunt mai evoluate. Nu erau deloc mai evoluate, iar cel puțin în partea asta mediatică de transmisie în direct a fost o surpriză extrem de plăcută și meritați felicitări, pentru că nu doar pentru că ați rezistat, ci și pentru că v-ați dezvoltat. Mulțumesc. Și bun venit în România în același timp și o să fiți bine primiți și aici, pentru că sunteți profesioniști. Asta nu este puțin lucru într-un mediu atât de agitat și faptul că v-ați cuplat la Rapid și la Bruxelles ca o țară cu cetățeni care aspiră la europenism, iarăși este important. Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți dumneavoastră alegerile din România? Noi de aici, eu cel puțin, am un mare interes profesionist în primul rând, urmăresc evoluții, urmăresc activitatea colegilor din autoritatea electorală permanentă și aici vreau să deschid un pic parantezele, să revin la ceea ce ați spus dumneavoastră chiar în primele câteva minute de discuție.
vis-a-vis de profesionalism în organizarea alegerilor, să știți că în AEP, la București, sunt persoane foarte bine instruite și adevărați profesioniști ai domeniului. Vă asigur, ei sunt foarte bine pregătiți, eu cunosc foarte mulți din ei personal. Hai să-i vedem acum la examenul de pe 6 decembrie. Da. Și dacă vedem ce ne aduce Moș Nicolae. Da. Exact de Moș Nicolae alegerile vor avea loc. Acum să-mi dați un punct de vedere, cum vedeți dumneavoastră această campanie electorală? Pentru că noi o vedem doar cât pe Facebook și la televiziunile care mai sunt disponibile. Este o campanie electorală atipică. Pe fond de COVID, da. Pe fond de COVID, din două unghiuri. COVID-ul împiedică contactul candidaților cu mulțimi de oameni. Mulțimile de oameni nu pot să existe pentru că sunt interzise adunările, celebrele concerte care aveau rolul să destindă oamenii, dar de fapt îi adune pentru ca să li se ofere mesajul, nu mai pot exista. Adică politicienii se odihnesc practic în această campanie, stau așa ca noi doi la un pahar de ceai sau de cafea și discută pe la radio, lumea stă în casă, ascultă, dacă nu citesc o carte, văd ei ceva. Adică e mai calmă abordarea asta, pe de o parte. Pe de altă parte, COVID-ul ăsta influențează negativ potențialul guvernanților. PNL-ul are viteza mult mai redusă în campania asta față de campaniile trecute, pentru că lumea în România consideră că au administrat prost perioada de pandemie. E greu de spus că PSD-ul ar fi reușit să o administreze mai bine, dar tu știi că nici nu contează. Contează pe care îl prinde ghinionul să fie la putere și să aibă și neprofesioniști în guvern, pentru că PNL-ul nu s-a pregătit cu echipa asta guvernamentală să guverneze atât de mult, s-a pregătit ca să o cadă în primăvară și să aibă alegeri anticipate. Adică miniștrii ăștia sunt niște miniștri de căzut în câteva luni. În noiembrie anul trecut, când vorbeam cu Orban, mai venea pe la mine, a fost pe aici de unde fac transmisia asta, pe la mine pe acasă, și acum putem să spunem că a trecut un an, îmi zicea, zice, băi, eu trebuie să fac o echipă guvernamentală mai de proști, așa că trebuie să o cădem rapid și nu putem să cădem niște oameni de mare prestigiu. Punem câțiva care sunt în regulă și restul așa, mai cum apucăm, pentru că o să-i cădem rapid, că facem alegeri anticipate. Ți-am făcut o confidență. Da, politica tot politică rămâne. Da, politica tot politică e. Atunci, liberalii, din nefericire, au fost prinși cu o garnitură guvernamentală slabă. Lumea medicală și administrația medicală din România nu a fost lăsată să-și spună punctul de vedere, pentru că Raed Arafat, care are un fund mare, uite așa, mare, în ghilimele, nu, s-a așezat și numai el poate să vorbească despre asta în România și atunci alți profesioniști nu pot vorbi și există și soluții proaste și mare frustrare în rândul managerilor medicali care puteau să facă treburile mai bine. Deci, din start am spus că PNL-ul o va lua în jos și are șanse să facă un scor sub 30%, dacă vrei o prognoză. PSD-ul este favorizat de agentul COVID și fără să facă mari minuni de vitejie, este pe un trend de creștere și se poate duce înspre un 35%, poate chiar 36%, în acest moment. Scandalul și marea tragedie de la Neamț este ceva ce, cu cât se chinuie mai mult Klaus Iohannis să pună în cârca PSD-ului, cu atât mai multe înjurături vor primi liberalii și el. Pentru că nimeni cu scaunul la cap nu se gândește că PSD-ul ar fi avut vreo vină legată de tragedia de acolo. Adică, oricum, toate spitalele românești județene sunt praf. Foarte puține, unele sunt renovate, dar nu au personal medical suficient sau nu au suficient de calificat personalul și așa mai departe. Dar infrastructura medicală la noi este, sigur, mai bună decât în Republica Moldova, dar total insuficientă pentru asemenea crize, de asemenea învergură. Și atunci lumea știe că de fapt o duce în prost și cu cât se chine mai mult Iohannis să dea vina pe PSD, cu atât enervează mai mult lumea, care, din potrivă, se va supăra pe PNL și chiar pe el.
Multe alte partide nu sunt aceste partide noi, Omul Nou în Politică, l-ai pomenit pe Dacian Cioloș, care are alianță împreună cu Dan Barna, este formațiunea USR Plus, a oamenilor noi care se declară de dreapta, de fapt sunt de stânga. Ei sunt o apariție aparte în România. Ei sunt de surginte ateistă. Marea majoritate sunt oameni care nu cred în Dumnezeu și nu au religie ortodoxă, au și refuzat la alegerile locale să jure pe Biblie. În București, în aproape majoritatea sectoarelor și prin țară peste tot, n-au jurat cu mâna pe Biblie ortodoxă. Au dat semnul că ei sunt într-un fel atei, pentru că asta dorește electoratul lor, dar ei chiar așa gândesc. Susținători ai căsătoriilor între persoane de același sex, LGBT, cum ar veni, dar cu toate aceste lucruri spectaculoase, neromânești și ne la locul lor, după părerea mea, eu sunt, chiar dacă par foarte modernist, din punctul ăsta de vedere sunt mai tradiționalist, sunt un român neoș, crescut și născut în acest spirit de educație și nu mă las, mă bat pentru valorile mele și am făcut tot timpul. Cer scuze, încă în 2008, când eram într-o vizită în SUA, am prins o abordare a acestei chestiuni care este în SUA și am văzut-o cu ochii mei, când ei promovează următoarea poziție. Don't ask, don't tell. Nu te întrebi și tu nu-mi spune. Deci nu mă interesează să respect viața ta, să respect drepturile tale, dar nu ieși în evidență. Și aici a devenit o parte din mine. Eu, Doamne ferești, sunt foarte departe de orice acțiuni discriminatorie, dar la mine în familie așa am fost crescut eu și așa cresc și copiii mei în tradiții tradiționale. Spiritul acestor valori, dar tradiționale. E, formațiunea asta politică probabil că va realiza undeva în jur de 15% plus minus, USR Plus împreună, care tot va fi insuficient pentru ca să poată guverna împreună cu PNL-ul, vor mai avea nevoie de cineva. Și mai avem niște partide care astăzi se zbat la pragul de 5%. Avem partidul lui Ponta și al lui Tăricianu, Pro-România Social-Liberal, așa se numește, că au făcut fuziune, care are un scor de 4-5% în acest moment. Avem PMP-ul lui Eugen Tomac și al lui Băsescu, care are 5,5-6%, rămâne de văzut cum se descurcă în campanie în continuare. Ia un mesaj mai naționalist, mai de dreapta, mai ortodox, sunt altfel. Există această problemă a candidaturii lui Elena Băsescu, fiica președintelui, care a cam enervat electoratul lor că ei de-abia au fost de acord cu Elena Udrea, care era mult mai competentă decât EBA. Și acum întoarcerea EBA-i, dându-l afară pe Robert Turcescu din candidatura de la Constanța, a enervat mult electoratul PMP. Să vedem cum se descurcă. Eu le doresc succes. UDMR-ul care face 6%. Și să vedem pe la un scor astăzi evaluat în jur de 3%, poate 4%, Partidul Ecologist Român, unde, care este un partid socialist, de fapt, unde naționaliștii din PSD, care n-au mai fost primiți pe liste, și-au găsit locul de la Liviu Pleșoianu până la Marian Vanghelie. Au un potențial electoral, din păcate nu au posibilitatea să apară mediatic, sunt blocați mediatic, sunt foarte mari bugetele celor de la putere, de la PSD și PNL și atunci îi blochează. Cam asta este harta electorală în acest moment. Da, oricum îi văd pe candidații de la PR, îi văd destul de activ în conferințe de presă. E adevărat, dar ajung foarte greu la publicul mare, Iurie, pentru că la televiziuni nu apar. Acolo bat bugetele, că e pe bani, acolo bat bugetele partidelor mari. Să vedem ce s-o mai întâmpla. Dacă trebuie să ambaleze foarte tare motoarele în următoarele 2 săptămâni și jumătate pentru ca să poată să sară de pragul ăla și după aia vor veni problemele din mediul rural unde n-au reprezentanți în secțiile de votare și știi tu cum se face numărătoarea, una mie, una ție, una lui Sfântul Ilie. Nu știu și nu cred că se face așa cel puțin. Am auzit multe vorbe la tema asta, dar cred Corect, ce n-ai văzut nu poți să susții. Exact, da.
Și pe final de discuție aș mai vrea să aflu ceva din curiozitatea mea. Te rog. În Republica Moldova și în România, problema votului în diaspora este o problemă de top. De fiecare dată când e campania electorală, sigur că se discută și problema votului în afară țării. Așa e. România a făcut câțiva pași consistenți în această direcție. În primul rând, a adoptat votarea prin poștă și a extins votarea la două zile. Dar totodată nu se mișcă, practic, din ceea ce văd eu, nu se mișcă nimic în direcția implementării tehnologiilor informaționale în contextul votului electronic. Și aceeași temă este exact valabilă și pentru Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vedeți? Eu cred că va fi o involuție și de ce? După exemplu din Statele Unite, toată lumea se teme de votul prin corespondență și de votul electronic pe care, uite, tu, spre exemplu, că e specialist, îl pricepi foarte bine și știi cum se securizează, știi cum se face, n-ai probleme. Dar restul politicienilor, nu mai vorbesc de public aici, dar restul politicienilor care nu știu bine lucrul ăsta, nu își închipuie cum se pot securiza, ei n-au habar nici măcar de semnătura electronică, ca să simplificăm la maximum. Și atunci nu va fi foarte încurajat pentru moment, pentru că este suspiciunea de fraudă, iar treburile pe care le aflăm din America, cu sutele de mii de morți care au votat prin corespondență, nu? Cu poșta, da. Cu poșta, au votat prin corespondență. Vorbește, bun, așteptăm să vedem care vor. Da, ele au apărut deja. Sunt sute de mii de voturi care sunt așa, iar în paralel, de ieri, s-au prezentat public în Georgia, spre exemplu, felul în care sistemul electronic de acolo arunca în mod nepotrivit niște voturi într-o zonă de garbage, de gunoi, dar din punct de vedere informațional, bineînțeles, care erau de fapt voturi balabile. Și sigur, suspiciunea este mare că, spre exemplu, din 2600, 1800 erau ale lui Trump și doar 600 erau ale lui Biden, și atunci s-a văzut că el a fost descurajat. Ceea ce zic eu despre votul electronic nu este în tocmai exemplu american, când se votează prin intermediul unor mașini electronice prezenți în secția de votare. Eu mă refer la exemplul Estoniei, de exemplu. Când eu, dumneavoastră, oricine altul, de la telefonul său mobil, ori de la computerul său de acasă, stând acasă, utilizând anumite aplicații securizate în modul potrivit, își exercită votul. Și atunci și pentru cetățenii noștri din afara țării ar dispărea problema de participare. Iurie, vin în România, te aștept aici și facem lobby pentru următoarea lege din 2024 să implementăm acest proiect care poate să fie securizat și care, vorba ta, cu telefonul mobil care e al nostru și așa cum facem cumpărături sau facem plăți din bancă și suntem siguri că pleacă banii sau vin banii, tot la fel, suntem siguri că pleacă votul sau vine votul și putem să controlăm. Eu vorbesc foarte serios. Te aștept în România și putem să dezvoltăm proiectul ăsta. Cred că dacă îl facem în România, îl fac și la Chișinău. Da. La Chișinău, apropo, am lăsat-o în căie de sarcini în 2016, când am plecat din biroul președintelui Comisiei Electorale Centrale. Am lăsat-o în căie de sarcini pentru un proiect pilot de votul electronic. Sper să se găsească mai multe voință politică de acum încolo, de a cel puțin atesta aceste tehnologii. Dar ceea ce le ziceam și studenților mei, atâta timp cât eu îmi deschid telefonul celular cu amprenta degetului și în pașaportul meu biometric este aceeași amprentă, ori eu îmi deschid telefonul cu imagine facială, cu Face ID și tot așa, deci multe lucruri deja sunt puse la punct. Aici trebuie doar să îndrăznim, să mergem o anumită etapă pe lucruri în paralel, ca să creăm o deprindere și să dăm o încredere, sigur că da. Asta se poate face doar exact dacă începe după finalul unui ciclu electoral. Practic, cum ar veni și în România și în Moldova, ar trebui să înceapă aceste lucruri în această iarnă, în România în ianuarie, după alegerile parlamentare, și eu cred că ar fi un lucru binevenit și ar simplifica mult pentru alegerile de peste 4 ani de la noi, pentru că la noi peste 4 ani o să avem și parlamentare, și europarlamentare, și locale, și prezidențiale în același timp. Da, e un plin de un an de alegeri. 2024, da. Și am putea să-l implementăm. Chiar îți fac propunerea, dacă vrei, oficial, să vii în România să lucrăm la asta și
putem să împingem proiectul ăsta către vectorii de decizie, nici nu e greu. Eu prefer să fiu mai egoist un pic, voi depune maxim efort să văd proiectul dat implementat în Moldova, în primul rând. Bravo! Dacă vrei, acționăm în paralel, că nu e nicio problemă, e cu atât mai bine. Cred și eu, da. Eu cam asta am vrut să discut în seara de zilei de astăzi. Mi-a făcut plăcere discuția și m-ai provocat într-un mod eficient, am spus mai mult decât mi-am propus, dar mi-a părut bine. Mulțumesc foarte mult pentru timpul dedicat și sper că toți cei care ne-au urmărit discuția au aflat ce e lucrurile. Mulțumesc foarte mult și vă urmăresc. Mulțumesc, Poliurie, s-auzim numai de bine, salutări tuturor fraților de la Chișinău. Mulțumesc mult, foarte bine. Bine.